Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Da, mai sunt 36 de zile până la primul tur al prezidențialelor de anul ăsta. V-ați hotărât cu ce? Votați? Nu știu dacă pot să zic cu cine. Corect. Mă, este un an atât de ciudat pe cuvântul meu, adică sunt niște alegeri atât de ciudate pentru prima dată, din câte mi-aduc aminte, cred că n-a fost niciodată așa, când sunt 5-6 candidați care au șanse să intre în turul 2 și nu mi-e clar ce să fac din ăștia 5-6. Nu o să vă spun cu cine să votați. Na, în niciun caz. Nu vă spun și nici cu cine să nu votați. N-am făcut-o niciodată. Numai în cazuri dramatice am zis, bă, nu votați cu Dragnea. Adică acolo era nenorocire. Da. Domnul Luca, ce faceți, domnul Luca? Vorbiți cu mine sau sunteți pe... Păi ce faceți acolo? Sunt în relație cu ascultătorii. Hai să vorbim despre asta. Da. Mi se pare fascinant cum domnul Joană, care a pornit ca mare favorit, practic la fiecare apariție publică reușește să dea cu capul de pragul de sus și să se împiedice să cadă în nas într-un fel sau altul. Deci n-am văzut niciodată un candidat care să comită atâtea gafe. Nu-i vorbă că toți spun prostii. Talentății toți mai da, mulți. Dar la adică... domnul Joană nu te aștepta. Ultimul a dat un interviu fostei noastre colegi Anca Grădinaru pentru, radio, pentru site-ul Radio Europa Liberă și a mai dat o dumă. A mai spus o gugumănie. Deci Anca Grădinaru îl întreabă de vizita controversată, faimoasa vizită din 2009 de la Moscova. Joană a fost acolo la Moscova, n-a zis niciodată prea clar ce s-a întâmplat, a spus și niște minciuni legate de cum a ajuns acolo, a zis că s-a dus cu cursă de linie, ambasada americană transmitea că de fapt a zburat cu un avion în privat al vântului, în fine, o grămadă de probleme cu vizita aia. Nu că n-ar fi avut voie să se ducă pe vremea aceea, totuși Rusia încă nu era la nivelul ăsta de agresivitate ca acum. Joană fusese ministru de externe, era candidat la președinție, ok. Dar zice așa, citez. În 2009, spune Joană, când am fost în vizită, Medvedev, adică Dmitri Medvedev, care tocmai devenise președintele Rusiei, a fost între 2008 și 2012, a făcut rocada aia cu Putin. Și zice, Medvedev de-abia preluase președinția Federației Ruse. În acel moment, spune domnul Joană, eram candidat la președinție și nu puteam să antrenez statul român într-o vizită exploratorie. Deci nu e clar, da? Se înțelege că s-a dus așa, pe persoană privată, ok. Și reporterul întreabă, care au fost rezultatele acelei vizite pentru dumneavoastră și pentru România? Și Joană răspunde, niciunul, niciunul. N-am câștigat președinția României, deci niciunul. Adică, cu alte cuvinte, el era candidat, se presupune că voia să câștige și rezultă din ce zice dânsul că s-a dus la Moscova astfel încât chestia asta să-l ajute să câștige prezidențiale în România. Dar n-a avut niciun rezultat. De ce știm că n-a avut niciun rezultat? Pentru că spune dânsul, n-am câștigat. Da. Deci n-am obținut ce voiam cu vizita la Moscova. Ce voiai? Se subînțelege că voia să câștige președinția prin această vizită la Moscova. Omul este... Nu să spun. Adică ori scapă adevărul, ori pur și simplu nu-și dă seama ce vorbește. Da. Și altfel se duce, domnul Joană, o altă dudă pe care o face, se duce... De-a mea cu sport. În emisiunea la domnul Ionițuia. L-a întrebat dacă a jucat sport, cum ar fi. Da. Și domnul Ionițuia, ce să-l întrebe? Domnule, da, ai jucat sport? Și domnul Joană dă un răspuns completamente hăbăuc. Am jucat fotbal ca toți copiii, am jucat în echipa liceului, în 80 și ceva, înainte de Revoluție, cu câțiva ani de zile, m-am apucat să fiu antrenor de fotbal, am fost antrenor în divizia onoare, divizia promoție. Când a venit Revoluția, dădeam examenul să fim arbitrii pentru divizia C. Și antrenor și arbitru și... Da, am făcut, mi-a plăcut sportul și îmi place sportul, fac și astăzi. Pe cine ați antrenat, concret? Eu ca antrenor, nu, eu am fost tot timpul antrenat. Da. Deci am fost... Deci pe cine ați antrenat? Da, am fost. Nu am antrenat, dar am fost antrenor. Dom'le, omul este... Pe cuvântul meu, înțelegeți ceva? Din seara cu domnul Joană? Da, asta e. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.